Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Dilemele Zilei, o emisiune aici la Tele3, o dezbatere, o oră și jumătate, o dezbatere într-un context în care vorbim despre o penurie în ceea ce privește o economie dezvoltată a județului Gorj și prezența unui număr de firme care să asigure locuri de muncă în Târgu Jiu și în celelalte localități. Rămânem cu același complex energetic Oltenia, despre care o să discutăm și în această seară, în contextul în care urmează negocierea contractului colectiv de muncă. Vorbim de asemenea despre un alt context în care de la o zi la alta aproape se sunt doburte recorduri de preț în ceea ce privește energia electrică, tocmai pentru că este un consum istoric, sunt condițiile meteorologice acestea severe, s-a depășit 400, s-a depășit 500, s-a depășit 600 de lei pe megawatt și iată că la această oră, în ultimii 27 ani, se înregistrează cel mai mare preț la megawatt, așadar 610 lei. Un preț care ar trebui să bucure producătorii, dar mai puțin consumatorii, noi cei care plătim facturile și, nu o spun eu, o spune astăzi chiar ministrul economiei, care anunță că este posibil ca aceste prețuri să se reflecte în perioada următoare chiar în facturile consumatorilor. Vorbim de o perioadă fastă pentru complexul energetic Oltenia, cel puțin teoretic, și e bine să fim rezervați până la urmă, pentru că din partea companiei am avut numai surprize în ultimii ani, mai ales în ceea ce privește rezultatele economice. Un invitat permanent, Claudiu Matei, așa cum v-am obișnuit. Bună seara, Claudiu! Bună seara! De asemenea, un reprezentant al sindicatelor și un reprezentant din mediul politic și chiar și avocat, domnul Gheorghe Pecingină, Gigi Pecingină, alături de noi. Bună seara, domnule Pecingină! De asemenea, un reprezentant al sindicatelor din complexul energetic Oltenia, un sindicalist care face parte din un sindicat afiliat la Federația Națională Mine Energie, domnul Doru Crăiete. Bună seara, domnule Crăiete. Bună seara. Bine ați revenit la Tele3. Vorbim despre o situație în care anumite sindicate negociază în condiții de forță. Colegii noastre de la Univers, Federația Univers, au anunțat că dacă nu vor primi măriri salariale, nu vor beneficia salariații în urma negocierilor, sunt hotărâți să intre în grevă generală chiar. Vă aliniați acestor? Eu mă bucur să aud că aceleași persoane care acum câțiva ani au fost principalii artizani ai scăderii salariilor și a puterii a drepturilor minerilor și energeticienilor din CEO, acum au revenit la adevărata menire. Eu sper să găsim, și când spun să găsim, mă gândesc la ambele, la toate federațiile, să găsim un limbaj comun în așa fel încât, într-adevăr, minerii și energeticienii să poată să fie răsplătiți într-un fel pentru munca lor. Dar vă dați seama la pierderile care le-am avut în ultimii ani și din două cauze majore. Un management total defectuos și o mișcare sindicală făcută praf chiar de către unii care sunt mari lideri de sindicat acum. De aceea sper că dacă s-au trezit o să găsim împreună căile și metodele cele mai bune prin care să spunem că ne merităm menirea de sindicaliști. Vorbim în același timp de condiții inegale până la urmă la startul acestor negocieri și ele vin de undeva din trecut. Evident. A vorbit seriile trecute domnul Claudiu Matei. Noi îi atragem atenția de ani de zile. Adică să mărească, să zicem, teoretic, dar la unii o să se continue mărirea, la alții abia o să înceapă mărirea, noi, dacă o să se mărească. Domnul Măruță, sper că nu o să ne mulțumim cu o mărire de X% în grilă. Cine are mult să ia mult, cine are puțin va lua puțin. Eu sper să fie cât o fi, să vedem cifrele finale pe buget și să fie niște fonduri de avansare promovare care să facă
anumite corecții, pentru că sunt oameni care au fost umiliți, oameni care au fost umiliți dintr-o singură vină, că au avut coloană vertebrală și n-au cedat presiunilor ca să părăsească sindicatul din care făceau parte și pe care domnul manager de atunci, nu mai vreau să-i pronunț numele că m-am săturat de el, le percepea ca dușmane. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți elocvent, zic eu. Un grup de 5 ingineri, care se numesc ingineri de sistem, au venit la noi. Domne, uite, ne țin tot ca ingineri la serviciu electrotehnic și noi deja am pus în funcțiune de sulfurări, suntem responsabili de tot procesul de producție pe cazan, turbină, pe calculator. Așa, și figurăm tot la serviciu electrotehnic, nu avem zile suplimentare la concediu, avem salarii, aveau salarii mai mici decât muncitorii, decât unii muncitori. Și n-am putut să-i ajutăm cu nimic. În momentul când s-a văzut că noi încercăm să-i ajutăm, s-au dus băieții de la SME, noi v-am ajutat, dar cum să vă ajutăm, că nu sunteți la noi? Și ostentativ a dat omul telefon pe aici, pe lângă gară. Și domnule, avem și noi inginerii de sistem, uite așa, așa. Unul, la ce sindicat sunt? Sunt la FNM, salut. Și au plecat toți, de la noi. Pentru că altă soluție n-aveau. Și ăsta e un caz, dar câte cazuri sunt, nu mai vreau să mai vorbesc de clasele luate de ei. A vorbit destul domnul Claudiu Matei. Vreau să vă arăt o situație, unde s-a ajuns, de ce s-a ajuns la situația cu liderii de sindicat cu clase foarte mari. Știți că pe un post de televiziune concurent, Căldărușe, care acum câțiva ani, când era prin producție, era un mare meseriaș care plimba o găleată cu vaselină pe lângă escavatoare, spunea că am eu o clasă mare. Ia uitați cu ce au venit ei, minerii, și bineînțeles, fiind majoritari, s-a trecut în contract colectiv. Să ne spune și clasele noastre și salariul cu care plecați acasă. Sigur că, fără nicio problemă. Maxim. Ia uziți, reprezentanții aleși în organele de conducere a organelor sindicale, reprezentante la negocierea prezentului contract colectiv de muncă, care au calitate de salariați, pot beneficia de nivele de salarizare astfel. Inspectorii sociali, și fac aici o pauză și spun așa, singurul inspector social de la noi a fost Mitrescu câteva luni, până l-a pus Ciurel pe Dragu să îl alerge și pe toate coclaurile și să-l pună absent și nu știu ce, și după aia, bineînțeles, a suspendat contractul. Inspectorii sociali erau toți la ei. Pot avea până la dacă au 100 de membri de sindicat, pot avea cu două clase, ascultați, fiți atenți, peste numărul maxim al clasei de salarizare. Dacă au de la 101 la 300, cu 4. Dacă l-au la 301 la 500, cu 6. La 501 la 1000, cu 8. Și haide să vă arăt eu așa, că toți ziceau de salariul meu și o să vi-l spun. Chiar nu insist să ne-l spun. Da? Eu sunt electrician principal în camera de comandă electrică. Și uitați și dumneavoastră clasa de la la primul contract. Clasa de salarizare reflectă importanța funcției. Deci puteam să ajung până la clasa maximă 26. Știți cât am avut eu pe vechiul contract clasa maximă? 22. Deci aveam cu 4 clase sub maxim. Știți, Căldărușe, ce salariu avea? Era lăcătuș, nu știu pe ce escavator, hai să zicem pe cel mai mare, pe al de 2000. Lăcătuș mecanic. Putea să meargă până la clasa 22, clasa maximă. De unde aveți documente? Din contract. Din contract. A, deci sunt documente din cadrul companiei. Știți ce clasă avea? Deci eu aveam cu 4 sub maxim și el avea cu 6 peste maxim. Avea clasa 28. Ăștia sunt oamenii care se dau mari sindicaliști acum. Da? Înțelegeți? Care este situația dumneavoastră acum? Clase și salarii. Clasa maximă pe funcția mea e 43, iar eu am clasa 39 cu un salariu de 3.195. Ce înseamnă acest salariu? Net, de bază, cu care plecați acasă? Nu, salariu din de care bază. Se scadă salariu taxele? De bază,
Salariul de bază. Și la cu cât vă duceți în luna cea mai bună acasă? Maxim. Păi, 1300, da, mai sunt, dar se aplică 32,5% sau cât 33%, cât e, hai să zicem, 1300 avans și 2000 lichidare. Dar vreau să 3300? Da. În condițiile în care domnul Măruță, ca să termin cu mine, e prima și ultima dată când mai spun. Deci eu în 89, în martie, eram în camera de comandă electrică deja. Aveam categoria a 5-a și dădusem pentru a 6-a, dar a venit Revoluția și nu ne-a mai trecut. Și o să vă arăt tot din contract colectiv de muncă că la camera de comandă electrică erau clase mai mari decât unii conducători formație de lucru pe anumite secții. Deci asta e problema. Ce să pot eu să mă compar cu Căldărușe sau el cu mine când eu, dacă numai nopțile din termocentrală, dacă le adun, fac peste 8 ani. Deci 8 ani din vechimea mea e lucrată noaptea. Ce să mă pot eu compara cu Căldărușe când eu numai în camera de comandă, așa, dar să vă spun, am 6 telefoane, 6 display-uri, 29 de dulapuri electrice și să mai spun că sunt mii de semnale și semnalizări și că trebuie să răspund la o avarie sau la o declanșare sau la o trecere de servicii în secunde. A auzit vreodată cineva de la Dispeceratul Energetic Național sau Dispeceratul Teritorial Craiova de un Căldărușe? De mine vă spun sigur că au auzit. Chiar vă dau exemplu directorului de la 1DN acum, care cândva a fost dispecer și face manevre împreună. Nu ne mărginim numai la asta. Trebuie să fim foarte buni comunicatori, să transmitem și să primim date. Pentru că în camera aia de comandă sunt doar eu și dispecerul. Dacă dispecerul pleacă, că e o problemă undeva, eu primesc, eu le transmit, eu răspund. Vă întrerup câteva minute, avem un telefon. Bună seara, ne scuzați că v-am ținut atâta la telefon. Bună seara, nu e nicio problemă. Bună seara. Mă bucur că realizați emisiunea așa cum le realizați dumneavoastră. În schimb, am ajuns la concluzia că deja sindicatul a fost o întreprindere paralelă cu patronatul. Sunt din afara sistemului și îmi pare rău că deja e prea târziu când acești lideri de sindicat încep să certe între ei. Vreau ca să le spun să se unească, să facă un efort comun și să dea rezultate pentru cei care muncesc în minerit, cei care muncesc în electrica sau termocentrale și să facă tot ce este bun, mai ales acum când am dovedit la nivel național că termocentralele sunt la nivel înalt și asigură ceea ce trebuie pentru noi și Europa. Îmi pare bine că ați adus lângă dumneavoastră un domn care face prezența adei. Eu am crezut că este domnul Botezatu când l-am văzut acolo. Îl felicit pentru prezență, pentru modul în care... De domnul Matei vorbiți, nu? Nu. Are un păr bogat și... De domnul Pecingine, am înțeles. Domnul Pecingine. Este un om deosebit. Dar faptul când toată lumea se vaită că nu e bine, că nu... Dânsul merge pe un telefon în continuu, în direct și lucrează cu cine trebuie să lucreze sau prietenii dânsului, pentru că atunci când ajungi într-o emisiune televizată și ești în direct, trebuie să respecti telespectatorul care te urmărește și nu să-ți bagi joc să mergi în permanență pe telefon. Închide, domnul, telefonul, te-ai prezentat 20 de minute într-o televiziune, ești om cu coloană vertebrală și te prezinți acolo așa cum trebuie. Felicitări pentru emisiunile care le realizați. Este o modalitate de a mă informa. Nu vin cu hârtii la emisiuni, prefer să mă informez online. Păcat, domnul Pecinia. Pentru că dumneavoastră trebuie să vă uitați în ochii telespectatorului.
Atunci când vorbesc, cu siguranță o fac. Să prezentați încredere atâta timp cât dumneavoastră ajungeți pe sticlă. Deci atâta timp cât vorbesc, o fac. Îmi cer scuze că vă deranjează modalitatea mea de informare. Pentru a mă face plăcut, o să vin și eu cu hârtii, dar nu obișnuiesc să vin cu hârtii. Nu trebuie hârtii, domnul Vecinger. Dumneavoastră aveți capacitatea în care să vă prezentați în fața oricui. Ați văzut că se vorbește despre clase și eu nu le cunosc foarte bine. Ați dovedit-o în toate timpurile pentru că ați avut capacitatea să răspundeți la tot ce a fost provocat. Chiar prietenește vă spun că este cel mai bine să vă uitați în ochii telespectatorului. E păcat. Încă o dată îmi cer scuze, dar... Aveți o valoare, sunteți o capacitate. Mergeți înainte, sunteți tânăr. Toată lumea este alături de dumneavoastră. Credeți-mă că vă spun din suflet. Dar în momentul în care apăresc pe sticlă, nu mai aveți așa ignoranță. Sau, iertați-mă, eu nu am termeni care să pot să vă spun dumneavoastră ce trebuie să faceți. Dumneavoastră aveți capacitate în plus față de lume. Dar, vă rog, folosiți-o pentru că aveți de câștigat în lumea asta. Sunteți un om deosebit. Mulțumesc pentru apreciere și încă o dată îmi cer scuze, dar v-am spus de ce fac lucrul acesta, mă informez, nu am hârtii, colegii mei au hârtii, au agenda, eu folosesc telefonul mobil. Domnul Pecinge, nu trebuie să intrăm în dialog pentru că ocupăm spațiu. Dumneavoastră știți mult mai bine decât să vă urmăriți acolo, dar vă doresc tot binele din lume, multă sănătate, să aveți o activitate deosebită și să încercați să puneți în practică ceea ce v-ați propus. Iar domnilor de la sindicat le mai spun încă o dată. E păcat că iese în războiul ăsta acum. Ei trebuia să fie în războiul ăsta atunci, când trebuia. Dar ei nu știu ce să înțeleg. Haideți să ne gândim la oamenii care au rămas fără servici, oamenii care sunt la ora actuală, la nivelul județului Gorj, care nu au speranța zilei de mâine, și au copii, au oameni bolnavi, au bătrâni care au întreținere. Sunt bătrânii care au plecat din minerit să lasă un loc copilului lui. Acum, bătrânul ăla e la pat. Copilul lui a trecut în șomaj. Ce facem, domnule? Ce facem, domnilor? Hai să ne gândim. Hai să ne unim. Hai să facem ceva pentru... Deci, eu vorbesc la nivelul județului Gorj, la nivelul comunelor din județul Gorj, în care am cunoscut oameni și dumneavoastră, domnul Pecinge, știți destul de bine cum sunt oamenii care au venit și s-au plâns și la dumneavoastră. Oamenii care au suferit în grevă atunci. Aia a fost o grevă falsă? Nu a fost, domnule, o grevă falsă. A fost a exprima realitatea acestor oameni. Și acum ne dăm de dreapta, de stânga, de invers și ne... Hai să ne gândim la viitorul populației din județul Gorj, din municipiul Târgu Jiu, din comunele alăturate și din... Dar nu are... Bine, vă doresc o emisiune plăcută. O seară bună să aveți și dumneavoastră. Mulțumim pentru intervenție. Luăm acum o pauză de publicitate. Ne revedem în câteva momente. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare.
La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. SC Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm polish profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Am revenit la emisiunea noastră, iată sună și telespectatorii, chiar dacă nu sunt angajați ai Complexului Energetic Oltenia, cu siguranță că se gândesc ce se întâmplă cu acest județ dacă cea mai mare companie și cam singura dispare de pe piață, și a fost un sentiment de jenă, dacă nu cumva de o mare rușine, pentru participanții de astăzi de la întâlnirea cu ambasadorul Poloniei, sala goală, de ce? Nu știu, puteau să trimită măcar niște proprietari de pizzerii sau de chioșcuri de semințe, să arate și mediul de afaceri din Gorj. A fost managerul CEO, au fost doi de la niște firmulețe și firme și cam atât s-a încheiat toată povestea. Destul de penibil evenimentul acesta. Claudiu, liderii au alergat după clase, după sporuri, după beneficii. Oamenii au rămas... După sporurile lor, poate. Pe ale oamenilor. Liderii, într-adevăr, dar oamenii au rămas pe din afară și strigă de ani de zile ce se întâmplă și cu ei. Cine luptă pentru ei? Aceiași lideri merg acum la negocieri.
Și sunt nemulțumiți acești lideri când oamenii le mai află din când în când clasele, salariile, beneficiile, firmele, relațiile, rudenile, încrengăturile, da, bunurile, vilele, pensiunile și așa mai departe. Păi, ai zis tu că trebuie să... Nu trebuie să le afle? Ba da, nu. Ai zis că trebuie să vorbim și despre liderii FNM. Păi, uitați, domnul Creete și-a spus aici ce clasă 39. Salarizare are. Până săptămâna viitoare, în zilele viitoare, vom da aici în emisiune și voi publica și eu clasele de salarizare a tuturor liderilor din FNM. Am scris și am avut și am vorbit aici în emisiune și am avut reproșuri pe tema asta din partea unor lideri de sindicat, cum că i-am dat pe cei din Termocentrala Rovinari, pardon, și despre cei din FNM nu am vorbit. Păi, uite, îl întreb în direct pe domnul Creete, dacă domnul Nicolae Dragomir și domnul Stelian Gruia sunt lideri FNM și da, au primit clasă de salarizare odată cu liderii SMEO. Da. Și vă spun și de ce. Vă rog. Nicolae Dragomir a fost promovat din funcția de fochist ca tablotar cazan și este, are clasa cea mai mică dintre toți tablotarii de cazan, da? Și este un băiat tânăr și e unul dintre cei mai buni. Și de cine a spus? De Gruia Stelian. Gruia Stelian este maestru de 30 de ani. Este tatăl al cazanelor și al ceea ce înseamnă electrofiltre și e om care ține locul șefului de secție. Am înțeles. Ca să înțelegi. Nu mai căutăm justificări pentru că nu le-am căutat nici la cei de la SMEO. Da. Eu două rectificări am de făcut. Am primit reproșuri din partea domnului Jean Popescu că dumnealui nu a primit clase de salarizare și trebuie să spun că am, în urma discuțiilor cu dumnealui a zis că dacă îl găsesc în cele 400 și ceva de file ale raportului pe care l-am prezentat aici, dumnealui o să meargă cu o pancardă în mână prin Termo Rovinar și o să strige jos SMEO. Și eu doar să spun că el n-a primit clase de salarizare, recunosc că până la această oră nu am reușit să mă uit în tot raportul ăla, deși eu sunt convins că a primit clasa de salarizare. Dumnealui zice că nu, îmi rezerv deocamdată dreptul de a reface documentare. De a-i da dreptate. Deci eu îmi asum că, faptul că am greșit și dumnealui nu a primit clasa de salarizare odată cu ceilalți. Până la proba contrarie, până când, așa cum am zis, aici am hârtiile ianuarie, septembrie și o să caut în cele nu știu câte sute de file și în octombrie. Și o singură chestiune, și domnul, cum îl cheamă, Ovidiu Pripureanu nu are clasa 45, ultima dată a fost mărită de la 32 la 38. Atât. Bine, asta am clarificat în emisiune. Acum, 30 de secunde mai vorbesc și după aia îl lăsăm pe domnul pe cingine că, așa cum a zis telespectatorul nostru, e cel mai îndreptățit de aici să discutăm. Acum e și nervos pentru că i s-a întrerupt da. Posibilitatea de a se informa. Nu, o singură secundă. Deci tu ai zis că, domnule, n-a venit nimeni la, sau au venit foarte puțin la ambasadorul Poloniei. Păi, domnul Eugen Măruță, de ce crezi, domnule, că a aterizat ambasadorul Poloniei în Gorjie? Părerea mea, și sper să, nu știu, telespectatorii să-mi spună dacă sunt paranoic sau nu, a venit să vadă cum merge buticul ăsta din Gorj, zis CEO, la care fondul proprietatea este acționar minoritar, iar domnul George Konieski, managerul fondului proprietatea, întâmplător sau nu, este de origine poloneză. Adică dacă eu sunt nebun și cred că domnul ambasador a venit doar să viziteze buticul care vinde curent de la Gorj al fondului proprietatea, nu știu, poate mă înșel.
Și domnul ambasador a venit, nu știu, să testeze mediul de afaceri din Gorj, să ia pulsul autorităților locale și județene în legătură cu macroeconomia și cu și le-a alte găsit, chestiuni a găsit, importante. Le-a găsit pulsul. Au puls. Păi nu au. Deci, nu știu, deocamdată a găsit buticul mergând, duduind, CEO, cum spuneai și tu, a crescut prețul megavaților, dar 610 nu înseamnă că merge 24 din 24 cu 610. Sunt fluctuații de preț în funcție de piața pe care se vinde energie și de contracte. Și, nu știu, părerea dumnealui a zis că bine v-am găsit și mă bucur că am ajuns în orașul lui Brâncuș. Vai ce sculpturi frumoase și hai pa! Și a plecat. Asta este părerea mea despre... Și a fost întâmpinat de trei oameni de afaceri. Sau trei femei de afaceri, sau trei reprezentante ale oamenilor de afaceri, nu știu cum să zic. Bine, și avea o completare. Manager al CEO, atât, punct. Pe subiectul ăsta aș avea o completare. Știți cât e ponderea energiei pe cărbune în Polonia, în totalul producției? E 48%. Și noi dăm în perioadele cele mai bune 30%, per total an probabil ne ducem sub 20%. Iar după cum bine știți, polonezii sunt cei mai vehemenți apărători ai drepturilor producătorilor pe cărbune. Și eu zic că noi avem ce învăța de la polonezi. Și ne-ar putea fi, în anumite condiții, și am putea fi aliați pe această problemă. Și nu cred că eu așa o văd, s-ar pentru putea că să nu-și dorească să fim aliați, că nici cei care au cumpărat Galațiu și altă industria siderurgică din România nu și-au dorit să fie aliați și-au dorit să ne închidă că pentru a nu avea concurență. Deocamdată să știți că cu Polonia nu suntem interconectați. Nu, dar ce, dacă ceea ce spune domnul Claudiu Matei prin fondul proprietatea, am mari rezerve dacă s-ar confirma această idee. Bun, acum vorbeați la începutul emisiunii și de asta citeam, încercam să mă informez și încercam să aflu câți oameni au beneficiat de aceste clase sau de măriri salariale. Că nu mă gândesc că nu doar oamenii pe care i-ați nominalizat aici, indiferent de culoarea sindicală sau, mă rog, de apartament. De aceea s-au supărat cei de la Zmeu, domnul Bălăceanu, foarte virulent. Nu, eu cred că au beneficiat din câte știu eu câteva. Domnul Pecingină, doar în octombrie 2015 au beneficiat 2098 de salariați, dintre care 487 nemeritat, adică nerespectând criteriile stabilite la nivelul companiei, iar în perioada ianuarie-septembrie 2015, vreo 450. Sunt 447, dar așa cum spuneam, unii au primit și de 2-3 ori. Au fost care... intrat în atât. Mai multe serii. Bun. Ăia sunt toți pe cumetrii, să știți. Pe cumetrii și prietenii. Eu zic așa, mulți înainte. Și dacă tot vorbim de unificare sindicală, sau mă rog, cel puțin pentru a trece hopul ăsta și a crea un contract colectiv de muncă bun. Dar cum să fie unificare dacă unii sunt mai egali decât alții? Că asta nu înțeleg eu. Deci care dacă vom continua pe linia asta, nu va exista și vor arunca deci îmi cer unii altora... Nu, o secundă, ascultați-mă. Cum să ziceți că este bine când unul a primit clasă de salarizare de la clasa 3 la clasa 4? Adică de la salariu de 1197 la 1300. Nu, eu am zis că e bine că se fac mărire și salarii. Alții de la 38 la 45. 400 sau cât sunt, care au beneficiat în continuu și sunt vizibile din avion, da? Dar pentru restul e bine că s-au făcut creșteri salariale. Și am zis mult înainte, adică să beneficieze și alții, pentru că urmează sunt discrepanțe foarte mari. De la clasa 3 la clasa 4. Mai ales între cei care au provenit din SNLO, din vechiul SNLO, și cei care provin din complexele energetice. E un lăcătuș. Doamne, dă-i și astuia dacă e dat la clasa 45. De unde e astuia clasa 10-15? Asta și clasa 3 și 4 mi se pare bătaie de joc. Adică îi crești clasa de la nimic la nimic. Domnul Claudiu Matei, să vă dau un exemplu și dau de la ei. Nu, ca să nu ziceți că sunt... Nu. Acum nu e vorba de lider, de nimic. Este vorba de... Nu, dar de unde dau? Clasele astea de unde le dau? Adică le aduc de acasă sau de unde? La un muncitor să-i pui un milion și la... Nu trebuie să mai spui, domnule, dar că asta a fost făcută cu tenta de a ne distruge pe noi, e clar. Domnilor, la un muncitor simplu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Nu poți să crezi cu 50 de lei. Logica sau e simplu, cu milioane și la șmecher și să vădau. Nu vreau să fac o emisiune ca să vă demonstrez că așa e. Cu dumneavoastră. Numai că țineți o linie care am vrut să nu fiu avocatul diavolului. Pe, peste asta nu putem trece. Trebuie să trecem pentru că astăzi vă rămâne din ce în ce mai puțin. Nu, pentru că ne bate în joc de oamenii noștri. Nu, trebuie să aveți grijă ca oamenii dumneavoastră să primească. Da? Da? Și acum la contractul colectiv de muncă să stabiliți niște criterii. Să primească în așa fel încât să li se rezolvă și inechitatea făcută înainte. Da? Deci, acum, asta vreau să vă spun.
Pentru că a trecut un an de când nu mai e Ciurel și Ciurel a devenit obișnuit al tribunalelor mai nou. E martor, nu știu dacă de profesie, dar e în permanență la tribunal. L-am văzut, e mai mult decât juriști de la CEO pe acolo prin tribunal. Și astăzi dar a trecut un an de zile de când nu mai este Ciurel, da? Îngropați secura războiului pentru că urmează o negociere a contractului colectiv de muncă. Am văzut foarte mulți lideri de sindicat din ambele tabere. Astăzi, și nu vă ascund, am fost la CEO și stau acolo, au probleme sindicale probabil, și stau să discute cu administrația. Eu cred că dacă s-ar pune la masă toți federațiile semnatare, reprezentative din CEO, să discute un draft în perioada asta de contract colectiv de muncă, ar fi mult mai benefic pentru decât să arunce acum unii în alții. Pentru că nu vă ascund și v-am spus și înainte de emisiune, de exemplu, pentru mine, reprezentativ pentru ceea ce înseamnă mongolul sindical, este Golea. Se plimbă acum cu jeepul de la Pandurii în exploatări. Mă gândesc că n-are timp să-și facă și munca sindicală și faptul că e angajat, din câte știu, la CEO și să fie și administrator la clubul Pandurii. Cum Marimbu, se plimbă cu Toaregul, cu Pan, Pandurii? O să-l vedeți în și toată lumea s-a insistat. Până acum se făcea scandal. La negociere unde o să-l vedem? Păi la negociere secretar, dacă nu știu, la FNME. Secretar, da? Și nu știu, s-ar putea să facă parte. Da? Și atunci unde o să fie? De partea administrației, de partea... Deci trebuie să se lămurească de ce exponent și găsești și de o parte și de cealaltă. Și cum bine a spus domnul Crete, sunt unii și asesizași noastre care beneficiază la rând pentru că a fost Ciurel sau cine dracu a fost. Da? Dar sunt și în partea asta altă oameni și atunci trebuie să vă găsiți. Ori vă de fiecare sindicat sau, mă rog, federație. Nu-i bine să spun federație, pentru că chiar astăzi am avut o discuție cu domnul Părvulescu și avea perfectă dreptate. Domnul, dacă unul face o prostie, toată lumea îl percepe FNM. Nu, sunt foarte multe sindicate și în FNM și trebuie să răspundă sindicatul respectiv. Au și eu, nu pe cincină, dar cum să omul ăla cu 10 clase, cu 6 clase, când vede că e trimis aproape un baronel la negocieri? Asta întreb și eu, și asta trebuie să-și pună încredere. Întrebarea sindicatului. Păi pe el nu mai interesează de nimic. E clar că își va nu mai interesează de nimic. Dacă FNM se dau curat și acuză dacă... pe cei din Zmeu, domnilor, ia curățați-vă din interior și demonstrați că ați scăpat de Condescu, că ați scăpat de Golea, care este și lider de sindicat și a angajat CEO și administrator special la Pandurii și cumulează, nu știu, două salarii sau trei salarii, probabil dacă e plătit de sindicat, nu mai e nu cred că e plătit de sindicat. E plătit doar de CEO și așa mai departe. Dacă asta se poate vedea la finanțe. Condescu a zis că face muncă patriotică la Pandurii, dar merge cu Toareg plătit probabil din banii Pandurii. Adică, doamne, sunt, domnul Crete și domnul Pârvulescu, că am uitat să-i zic asta. Domnilor, nu puteți să ieșiți în fața minerilor și să le spuneți: aveți încredere, noi, ăia de la Zmeu, să nu știu cum, pentru că noi suntem cei mai buni, în condițiile în care și dumneavoastră, printre dumneavoastră, aveți exemple gen Marin Golea. Păi ăla da. Omul plin de vaselină când îl vede pe liderul lui în jeep și plimbându-se pe... Domnule, Marin Golea e președintele unui sindicat, trebuie să-l schimbe oamenii lui. Da? Păi, deci am fost înjurat, dacă v-am spus că s-a șintat mișcarea sindicală cu ajutorul lui Marin Golea, lumea nu m-a crezut. Dar asta a urmat să se întâmple, să fie o alegeri liberă în sindicatul Marin Golea. Și pentru a nu pica din funcția pe care a deținut-o, a preferat să șindeze sindicatul. Și de acolo s-a creat, bine, că poate aveau alții pregătit mai mult, dar de acolo s-a plecat, aia a fost cânteia. Și nimeni nu înțelege nici în momentul de față. Domnule, a fost o explicație, domnule, mergem cu Golea să nu mergem cu nu știu cine de la Motru, care e mai rău decât Golea și de-aia îl punem secretar. Eu cred că în FNM, sau mă rog, în sindicatele componente ale FNM-ului, se găsesc oameni mult mai competenți să ocupe această funcție. Bine, asta e părerea mea, s-ar putea să fie o chestiune subiectivă în ceea ce privește... Și profesionalism nu putem contesta pe domnul Golea. Dumnealui poate fi un de toate. Tip foarte bun, dar trebuie să fii doar sindicalist sau doar angajat al CEO sau doar la Pandurii. Adică din punct de vedere profesional... Știi ce scandal s-a creat pe chestia asta cu... prost jurist sau un prost administrator special sau un prost sindicalist. În niciun caz. Așa eu cel puțin nu-mi permit asta. Dar știi poate că aproape în toate domeniile se întâmplă lucruri, chiar și în presă. Da, corect. Nu, deci știi foarte bine că noi am avut dispute cu anumiți colegi care au fost și jurnaliști și oameni de afaceri și politicieni. Bă, deci ori ești una, ori ești alta. Nu poți fi și așa și așa. Așa este și cu sindicatele, din punctul meu de vedere. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Să trăiți, domnul Măruță, dacă îmi permiteți. Vă rog.
și luați în considerație. Eu urmăresc. Domnul trebuie să dați televizorul mai încet sau să mergeți în altă încăpere. Da, eu urmăresc Tele3 la dumneavoastră de mult timp. Sunt omul ăla că învârtă și am ucis și statul comunist și statul capitalist, că ăsta capitalistul. Așa. Și întrebați dumneavoastră, o stimă și un respect, care eu în 66 am muncit mine, după am terminat liceu, am terminat mai multe probleme. În Târgu Jiu era cel puțin 15 întreprinderi și întrebați pe domnul Precigină cât an avea când a fost Revoluția. Păi e simplu, cred că aveam 11 ani. Prim-ministru, pe domnul ministru, care acum e ultima spiță la căruță, avea 18 ani. Și nu mi-a permis să zic că lui domnul Băsescu Chior. Și a doua problemă, nu mi-a permis să zic că lui domnul Ioanus, președinte României, că este Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Și cuvântul ăsta, dacă îmi permiteți că mă uit, toți care vin în fața națiunii noastre, în țara românească, așa, și vin cu tot felul de probleme să spun. Și începem, domnul Măruță, de la fabrica de copii, fabrica de sticlă, fabrica de țigarete, fabrica de la Bâsăști, așa, fabrica de cauciuc, fabrica de cherestea, așa, mai e ceva. Vii, domnul Măruță, am o stimă și o respect. Tot pe timpul reposatul cea mai afaceri, afetriz, vine din afară cu mâna în pozunar, cu ea goală și pleacă plină din țara românească. Merg prin Târgu Jiu, o dată pe săptămână vin, oameni calculați, femei calculați, ăsta la-i tată, merg singur pe stradă și vorbesc singur. Din ce cauză? Unde sunt fabricile noastre făcute? Și apar ce ăștia în fața națiunii, cam o stimă față de natale. Și o stimă că omul trecut prin filieră. Așa. Și o să merg cu placarda acolo. Nu mai merge primarul din comună să aibă 2, 3, 4, 5 mandate că mafioși. Așa, pentru că din bugetul nostru al comunii, așa vă dau, cunosc tot Gorjul, în țântării de pământ de grupa al treia, e 400 de lei pe an pe hectar, iar la Bibes, Săulești, Cărbunești, e pământ de grupa al treia și a patra s-a făcut 500 de lei anul și hectarul. Așa, sunt 25, 31 în primărie, două funcțiile. Nu au pregătire pentru funcție care ține, domnule. Eu tata a fost în 47, s-a apucat la Republica Populară, în 48, să fie interesat funcționar în primărie. Și era 5-6. După urma cetățeanului și apar tot gurile scăscate în fața națiunii aici și așa. Întreabă-i pe ei că, câte îndreprinere a fost. Întreabă-i pe ei care sunt mina, exploatarea. Câte zale ai un scop? 52 de zale în mină. Câte le-a stâlpii hidraulici de lemn primată de... Acum sunt stâlpii hidraulici. Să închisă fabricile. Da. La țară, domnul Măruță, erau 11.000 de salariați în 66. 11.000! Venea din stadul, de jos până în colonie. Nu puteai să mergi. Și acum fac foamea. Vin cu alea națiune și vorbesc. Să gândești, domnul Măruță, și cine e ăla cu pentrim, care a avut doi câini lupi și un copoi. Când a venit la foarte le pun câini pe ei, a mâncat viața 27 de ani. Și toți vin cu cutare. Facem cutare, facă. I-a spus și câinele Consiliului Județean. Bă, uite-te în bază, te mă uită la oglindă. Acum iată prin față, președinte. Da, s-a întrerupt această legătură telefonică. Bun, foarte multă nemulțumire. Da. Eu cred că cel puțin generația mea aveam 11 ani la Revoluție și cred că țara sau întreprinderile s-au închis după Revoluție. Și nu cred că poate fi acuzată generația mea
că de faptul că am fost lași și n-am luat atitudine, da? Sau că am fost proști sau scuzele de rigoare. Fraieri și am acceptat orice gogorință, inclusiv aia cu vânzarea pe un leu, nu, a întreprinderilor. Nu cred că generația mea, că noi eram în școală și n-aveam nici măcar drept de vot. Eu am ajuns târziu la dreptul ăsta și când am ajuns, am votat într-un anumit fel. Vorbim de oamenii politici, de clasa conducătoare. Păi clasa conducătoare, da, clasa conducătoare e o reflecție, e o reflecție a societății. Care ne-au condus. Da? Este o reflecție a societății, clasa vorbim politică. Vorbim și de România într-un context regional, european? Nu, vorbim despre o Românie furată, cu bună știință și iată că abia după 27 de ani începem să realizăm când încep să fie desecretizate și de la CIA și de la noi și încep și procurorii da. Să-și facă treaba, apar niște dosare, gen Iliescu Mineriada și altele, da? Dar abia din nefericire după 27 de ani și văd și românii ce a însemnat atunci un 90% sau cât a scos Ion Iliescu când a fost votat, ce a însemnat FSN-ul și că intrăm în politică. Nu cred că e vina generației mele, din contră. E mult mai greu pentru tinerii din ziua de astăzi să se descurce, pentru că omul au o dreptate în ceea ce privește întreprinderile existente și politica de stat din perioada respectivă. Avem un loc de muncă. Primul lucru care te întreba poliția pe stradă, și asta țin minte chiar dacă aveam 11 ani, eram în clasa 6 la Revoluție, te întreba de legitimația, nu trebuia să dai buletinul, trebuia să dai legitimația de muncă. Da? Deci e altfel, e mult mai greu să te descurci în ziua de astăzi, stresul mult mai mare și știu cu toții știm acum cum stau lucrurile. Iar în ceea ce privește să revenim la subiectul nostru, eu zic că ar trebui mai multă, măcar, într-adevăr, toate părțile au greșit. Mai mult sau mai puțin. Asta se poate echivala. Dar în perioada asta în care urmează contractul colectiv de muncă, dacă vor merge pe pista asta și se vor acuza unii pe alții, și încă o dată, nu vor merge cu un draft. Eu știu un om care lucrează, de exemplu, e din FNM, Nelu Roșca se numește, și lucrează la niște modificări la contractul colectiv de muncă și se pregătește pentru, e și vicepreședinte al FNM, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel, da. Și lucrează la un draft. Asta trebuie să facă tot, să se așeze la masă, federațiile, uite, noi am venit cu ideea asta, voi cu ideea asta, trebuie să, și aici dau dreptate și vă dau dreptate și dumneavoastră, discrepanțele care există și există multe discriminări, pentru că unii au venit din SNL-ul cu un spor, alții din complexele energetice cu alt spor, spor de fidelitate, spor de tură și toate nebuniile, toate sporurile astea trebuie să existe o egalitate. Dar nu să diminuăm, să ne ducem în jos, să tăiem din salarii și pe cei care au salarii mici, am auzit astăzi și încă o dată mă repet, vorbeam cu domnul Porvăleț și mi-a explicat despre un caz care și nu înțelegea de ce de la 6 clasa 6 a fost trecut la clasa 6B. Adică mare mărire ai făcut omului respectiv. Să se încadreze în salariul minim pe economie, probabil. Da, minimul pe economie, da? Asta că s-a mărit salariul minim, deci, de pe economie și... Domnul Crete, adică mogulii și baronii de la sindicate să pună Batista pe țambal și să tragă pentru omul de rând. Vi se pare... Sunt în sindicate și la nivel de conducere sunt și oameni serioși. Haideți să vă dau două exemple concludente și să terminăm cu capitolul ăsta clasă. Cotan Ramona Maria. Nu o cunosc, am văzut-o pe listă, e membru SMEO și este gestionar. I-au dat de la clasa 3C la clasa 6C. Fiind și gestionar, toți gestionari, la tuturor gestionarilor se oprește o garanție. Are o răspundere mare. Cu ce-o pleca fata asta acasă, nu știu. Acum văd că a ajuns un salariu minim din urmă. Are peste, cu 7 lei. Are. Dar ce ziceți, domnule, de Eugen Iovan? Că vorbim de să ne privim în față și să facem proiecte comune. Eugen, cu câte gure o mânca ăsta, domnule? Și-a angajat fata, și-a angajat copilul de la clasa 45-a 51-a. Deci Eugen Iovan este de la 3726 la 4670, fără influența sporului. Și alții. Că numai sporul de vechime e 25%. Păi și atunci ne explicăm, domne, nu, dar să... Mi se pare clasa 51 ore și domnul Părvulescu. Să vă explic filozofia aceasta. Vine... Domnul Părvulescu tot 51 ore. Domnul Părvulescu a zis că 47 seara sau ceva de genul ăsta. Vine un mogul din ăsta de la sindicate cu o pălărie, cu un trabuc și zice... Da, domnule, dăm ăsta de la 6 la 7, e ok. Domnul Măruță, nu-i ceată, o să se poarte mai modest. Știți câte exemple de ăștia sunt, domnule? Nu-i interesează că ăla trece de la 6 la 7, nu-i pasă, nu-i interesează. Domnilor, vorbesc aproape zilnic cu oameni din sistem. Iar în zona Turceni, Eugen Iovan, credeți-mă, știu ce spun acum, mi-au confirmat mulți din CEO, directorul termocentralei Turceni nu face aproape nimic fără să-l întrebe pe Eugen Iovan. Asta înseamnă să fii mogul. M-ați înțeles? Domnul Claudiu. Deci directorul termocentralei Turceni
nu face nimic în sensul ăsta, adică asta să-l mute pe ăla. Asta să-l e o treabă foarte gravă. Pe ăla, și dacă nu-l întreabă pe liderul de sindicat, dacă se Eugen Ivan, managerie, care este interesat CEO și de afacerile din zonă, adică este interesat ca CEO să scoată la vânzare fosta cantină din termocentrala Turceni, fosta cantină din centrul orașului și așa mai departe, că dumnealui este în niște combinații pe acolo, niște afaceri. E bine că dezvoltă orașul, nu e nicio problemă. Cu diversi oameni pe acolo. Deci, domnul Iovan este un adevărat baron sindical în zona Turceni. Dacă greșesc, se intervine prin telefon. Trebuie să luăm și o vorbim pauză. După aia. Și de... Luăm o pauză și revenim. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care e treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai, acum e cool să colectezi separat. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. SCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321.
Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie, discounturi cuprinse între 200 și 550 de lei la motoferăstraiele Husqvarna 236, 550 XP și 562 XP. Cadouri la anumite tipuri de motoferăstraie, două lanțuri Oregon sau o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. A început toamna cadourilor la șinele de ghidaj și lanțurile Oregon. La orice șină de ghidaj Oregon cumpărată, primiți cadou un litru de ulei pentru ungere, iar la orice lanț Oregon cumpărat, primiți cadou o pilă rotundă Oregon. Oferte de nerefuzat și pentru frezele de zăpadă Husqvarna, reduceri cuprinse între 300 și 600 de lei. Caută oferta completă în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer auto. Autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Am revenit cu ultima parte a emisiunii noastre. În această seară stăm de vorbă cu domnii Gigi Pecincină și Doru Crăiete. Vorbim despre situația în care se află sindicatele înainte de debutul negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă. Vorbim despre un trai excelent pentru o parte a angajaților acestei companii, pentru o parte a celor care sunt în conducerea sindicatelor, pentru directori, pentru șef, dar pentru o mare parte a celor care încă mai lucrează în minerit și în termocentrale, lucrurile nu sunt atât de roz. Se vorbește prin târg de mulți ani că minerii și energeticienii au salarii foarte mari, dar în ultimii ani s-a ajuns chiar să câștige, să o ducă mai rău decât unii dintre cetățenii care prestează, să spunem, activități mai ușoare, deși orice muncă are dificultatea ei, să nu ne apucăm să facem comparații acum, dar oricum munca în minerit este printre cele mai grele, dacă nu cumva cea mai dificilă. Vorbim despre o companie care este cam singura care susține economia aceasta a județului Gorj, în afară de ce mai vedem pe aici pe acolo, budicuri, servicii și așa mai departe. În rest, dacă închidem CEO de mâine încolo, s-ar putea să închidem și județul definitiv. Nu există nimic și acest lucru nu îi sperie pe politicieni, ci pe cei care îi alegem din 4 în 4 ani sau mai des să ne conducă. Nu au nicio strategie, nu doresc, nu vor, nu îi interesează să pună altceva în locul acestei companii, despre care noi vorbim astăzi, dar s-ar putea ca mâine și poi mâine să nu mai vorbim despre ea, pentru că nu va mai exista și pe undeva este firesc să fie așa, pentru că spun toți că se epuizează zăcământul și așa mai departe, se încheie activitatea aceasta la un moment dat, că e astăzi, că e peste un an sau peste 10, până la urmă tot se va încheia și vedeți cât de repede au trecut 27 de ani, peste 27 de ani cu siguranță că nu cred că va mai exista complexul energetic Oltenia. Încercăm să aflăm ce se va întâmpla din februarie încolo, domnule Crăiete, cu ce strategie mergeți la negocieri sau nu mergeți cu nicio strategie? Vă adaptați din mers la situație? Eu sunt un lider de la mărunt care e bun la luptă și... E bun de dat afară. Da, și de dat afară. Dar la negociere nu. De dat afară din... La negociere nu, că nu mi-am permis niciodată nici să mănânc semințe. Dacă n-aveți toare, ia să vă luați unul, să vedeți cum vă bagă imediat în comisie. Păi nici nu ne mai dăm seama dacă e nuntă sau e comisie mixtă cu atâtea mașini de lux. Ceea ce pot să vă spun că nu cred că își permite nimeni să nu facă o corecție salarială pentru mineri și energetici. Opriți-vă aici. Și dacă vine domnul Boza și zice, măi băieți, am încheiat pe pierdere. Din momentul acesta nu putem să nu mai acordăm nimic. Nu știu, trebuie găsite soluții, că de-aia e manageri. Noi i-am spus de astăzi. Suntem parteneri în momentul în care nu vom rezolva problemele oamenilor noștri, pentru că ne simțim și vinovați față de ei. M-am spus, am ajuns să... Vă dați seama ce vinovăție are domnul, omul ăla cu Toaregu? Domnul Măruț, am ajuns până într-acolo încât să vină un om la mine să-mi spună o problemă
de încălcarea contractului colectiv de muncă și să-i dau altă sugestie, să-i rezolve altcineva, că îi spuneam, dacă mă duc eu, sigur nu ți-o rezolvă. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Salut invitații dumneavoastră, în primul rând pe domnul Claud Matei, cât și pe domnul avocat. Prima întrebare este la vis-a-vis la care am și ascultat la dumneavoastră, despre cantina SNL-o e vorba. Sunteți domnul Iovan, cumva? Nu v-am auzit. Sunteți domnul Iovan, cumva? Nu. Am înțeles. Deci acolo am deservit la cantina respectivă. Haideți să vă spun, știți câte afaceri s-au făcut pe aceste cantine? De ordinul milioanelor de euro pe an la toate cantinele. Vă dați seama că ele au fost 4 cantine. Turceni, SNL-o, Târgu Jiu, toate comasate pe același. Robinari. La vis-a-vis de paguba prejudiciului care l-au creat directorii respectiv, au fost trași la răspundere penală până la ora actuală. Exact ce a spus Claudiu Matei. Dosare au dărâmat tot sistemul. Tot sistemul l-au dărâmat, l-au lăsat pe menopauză. Eu nu zic, au fost la conducere PSD-ul. Grimex-ul terminat, țigaretele terminate, CPL-ul care la vis-a-vis, la ora actuală, spun că angajează 5.000. E o vrăjeală să mai pună botul pe primărie încă o dată. Exact. Deci ceea ce spune domnul Claudiu Matei e unic cu ziarist care mai are curaj să spună. Uitați-vă la Mugurel Surpăceanu, care e viitor pușcăriaș, se plimbă în jurul Gorjului Bezveu și sfidează Gorjul. Acum trebuie să aveți și dovezi pentru ce afirmați. Există dovezi, deja este dosarul circuibil, este la înaltă curte de casație, va fi în decurs de 3 luni, va fi spre finalizare. Deci garantat în decurs, dacă nu va fi grațierea asta și sper să nu o facă acești moguri. Acum o să vedem ce se mai întâmple, că am înțeles că va fi o asumare a răspunderii în Parlament din partea actualului guvern pe... Nu doar pe ordonanțele acestea, pregătesc un pachet mai mare. Este o asumare a Parlamentului și cred că Parlamentul o fac. Și probabil că o să și treacă. Pentru că în Parlament pentru majoritatea... ei grațiază, nu grațiază pe ăla cu găina de la Stănești, nu grațiază pe ăla de la Dâmbovița sau femeia aia bătrână de 72 de ani care a pulat un morcov. Asta era ideea. Este grațiază și românii, să știți că s-au prins de povestea aceasta. Nu s-au prins, dacă le fac o masă acum la Lemnaru pe insuliță, eu, membru PSD-ul, să zic că sunt, mă votează de 5 ori. Haideți să scăpăm și cu mesele ăștia, cu pensionarii, cu excursii, bani la bugetul local și ne distrăm pe excursii, pe seama pensionarilor. Acum nu sunt invitați decât pensionarii de lux, angajați, mamele părinților de la primărie, de la alte. Să confirme domnul Claudiu. Vreau să aștept răspunsul domnului Claudiu să-mi răspundă sau domnul Pecincina. Rămâneți în telefon sau ascultați la televizor răspunsul? Rămân. Ok. Aveți, în mare măsură aveți dreptate în ceea ce privește mesele și, mă rog, mirajul ăsta care se întâmplă înainte de campaniile electorale și românul de multe ori n-aș vrea să acuz, pentru că sunt subiectiv, se știe, sunt la PNL și s-ar putea să pară o frustrare a mea, dar așa e, are memoria de scurtă durată, au ieșit câțiva în stradă, nu înțeleg foarte mult ce se întâmplă. Într-adevăr, eu lucrând și în sistem, chiar m-aș bucura să existe o modalitate de descongestionare a penitenciarilor. M-aș bucura să nu mai există chestiunea asta. Deci, domnule, trebuie să facem anchete cu ei în arest preventiv, trebuie să facem anchete cu ei reținându-i, pentru că deja te pronunți din punctul tău de vedere. Ar trebui să fie excepții. Asta e o chestiune pe care acceptă toată lumea. Ar trebui să fie excepții, da? Dar modalitatea cum s-a încercat această grațiere. Pentru că ați văzut, inclusiv Klaus Iohannis a spus, după ce a venit de la Comisia Europeană, a spus, domnule, te-ai făcut anumite... Nu, s-a încercat pe sub masă. Adică n-a existat o dezbatere publică concretă.
preț, să vedem exact pe infracțiuni, deci, cine poate fi eșeptat, cine nu poate fi eșeptat. Sunt oameni care sunt în libertate, deci au cu suspendare și majoritatea sunt politicieni. Să se facă pe anumite criterii. Criterii obiective care să fie puse de comun acord cu organizațiile profesionale, pentru că până la urmă ei vor pune în practică ceea ce se întâmplă, da? Și acele modificări... Deci cazurile sociale, domnul avocat Pecingină, că sunt un om foarte echilibrat și foarte deștept. Deci Uniunea Avocaților, am văzut că nu a ieșit în rampă, nu, nimic n-a... Eu cred că organizațiile profesionale își vor spune punctul de vedere acum, că e în dezbatere și vor spune care sunt problemele. Știți cum e, din postura de avocat e foarte greu și am să vă explic de ce. Eu, de exemplu, sunt și avocat și politician. Ca și politician ar trebui să fiu sau pe aceeași linie să fiu împotriva acestor măsuri. Corect. Dar ca profesionist, știind că am mulți clienți care au ajuns acolo și din fericire sau nefericire nu sunt politicieni, din punct de vedere financiar, din nefericire, nu sunt politicieni, că dacă ar fi fost politicien, poate altul era și statutul meu. Mă gândesc la ei. Deci la cazul, așa cum a spus ăla care a furat o găină, care stă acolo, trebuie să stea un an de zile sau doi ani de zile și condițiile din penitenciar nu sunt plăcute, dar nici atât de groaznice cum se spune. Da? Doar în anumite penitenciare sunt neplăcute, pentru că să nu spuneți mie că Voiculescu o duce greu. Borcea a făcut doi copii din penitenciar și alții, ca să dăm nume, da? Și ei vor beneficia, iată, sunt niște oameni care vor beneficia de aceste măsuri. Hai să vedem și să analizăm. Sigur, nu poți să faci eșipții dacă stabilești infracțiunile pentru care se aplică această lege, dar trebuie să analizăm și cu procurorii, și cu judecătorii, și cu avocații, și în general și cu societatea civilă. Pentru că cei care au ieșit în stradă, vă spun eu, nu au mari cunoștințe, n-au stat în fața unui procuror. Domnule Pecingină, domnul telespectator, dacă mai aveți o întrebare sau observație, pentru că ținem telefonul ocupat și poate mai sună și alții, așa cum ați sunat dumneavoastră. Exact. O ultimă întrebare. La vis-a-vis de pagoba și prejudiciu pe care l-au creat directorii la cantinele SNL-o Rovinari, există vreun dosar? Se merge da. Pe rol? Este un dosar pentru... Da, este un dosar. A fost trimis în judecată. Au fost trimiși în judecată, dar din nefericire, din punctul meu de vedere, și aici sunt subiectiv pentru că sunt în dosar, nu pentru directorii de la din cadrul CEO, dar din cadrul cantinei casa. Din dosar mai conduc SNL-ul. Nu conduc, dar nu fac parte. Din nefericire, nu cei care au comandat, să zic așa, mesele sunt în dosar, da? Cei care aduceau pe organele de conducere de la București și beneficiarii meselor nu sunt în dosar. Sunt tot acarul pe un, ca să zic așa, oameni de mâna a doua care trebuie să răspundă pentru ce comandau șefii cei mari. Da? Exact. Asta e. Păi da, dar ei dirijează acum toate etapele să scape. Prejudiciul ăsta, contabilitatea, bă, fă-mă așa să nu fie așa. Aici trebuie dați, delimitați și dați la o parte de acolo. Justiția să-și facă datoria. Urmăriți noi acest dosar, să știți, cred că unul s-a întors la procurori pentru completarea cercetărilor. Mai este și e foarte bine, domnul reporter. Mai este încă unul, de asemenea, cred că trimis în judecat. Da, și eu cred că se va întoarce și ăsta la procurori. În ambele s-a constituit parte civilă Complex Energetic Oltenia. Vă mulțumim pentru intervenție și pentru întrebări. O seară bună să aveți în continuare. Trebuie să le spunem telespectatorilor că am încercat să-l contactăm telefonic pe domnul Marin Golea. Nu este disponibil, cel puțin la numărul la care l-am apelat noi în această seară, pentru a avea un punct de vedere. N-am încercat. Încercăm și cu domnul. Rămâsesem dator și spuneam despre ce se întâmplă acum. Au ieșit oamenii în stradă, dar oamenii au ieșit pentru că sunt convins că foarte mulți dintre ei, sau dacă nu chiar majoritatea, n-au stat în fața unui procuror, n-au avut probleme cu legea și foarte bine, dar niciodată nu poți să spui niciodată din punctul ăsta de vedere, pentru că atunci ar fi privit cu totul și cu totul altfel problema. Nu sunt nici de partea celor care sunt radicali și spun, domne, nu grațierei, nu modificării codului penal, pentru că nu e amnistie, modificării și dezincriminării unor infracțiuni. Trebuie analizat foarte bine și trebuie găsite soluții. Trebuie, dacă aceste soluții înseamnă construirea de penitenciar, presupune o altă cheltuială. Oricum cheltuim cu cei care avem un penitenciar, cheltuim destul de mult. Nimeni nu și-a pus întrebarea, hai să întrebăm și pe cei care păzesc deținuții, pentru că vă spun eu, datorită profesiei am avut tangențe și cu ei și am reprezentat de câteva ori sindicatele reprezentative din domeniul respectiv. Au condiții mult mai grele,
decât deținuți. Și ei sunt condamnați 8 ore pe zi la locul de muncă. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, domnule. Dumneavoastră și invitați în dumneavoastră. Vroiam să, în primul rând, să-l salute domnul Crăiete. Vă salut și eu. Și să îi pun și o întrebare lui domnul avocat. Vă rog. De ce acum susține că în legătură cu energeticienii și minerii că vrea să facă ceva și nu știu ce și de ce s-a ajuns? A fost când a rupt sindicatele domnul Crăiete, este de fapt să spună. Era de partea lui domnul Rușeț, domnul avocat. Acum ce face? Vreți să vă răspund acum sau mai aveți și altă întrebare? Da, vreau să răspundeți. Vreau să vă spun că dacă ar fi, ar trebui să o iau de la capăt, aș face-o din nou. Și v-am spus cine e principalul vinovat. Da? Și mi-asum ceea ce spun. Păi, dacă îți toate datele, probleme, aș lua de la capăt. Aș lua de la capăt pentru că ce s-a întâmplat la Poiana, atenție, nu ce s-a făcut, ce au făcut alții. Eu spun pe ce am făcut eu. Haideți personal. Să... La Poiana am mers chiar în carieră două săptămâni de zile și am dat dată cep la ce doreau oamenii. Știți că la Poiana Răducu, când a intrat în carieră, a fost aplaudat? Și vorbind de mogul sindical, copilul lui conducea un BMW X5 și oamenii de acolo, de la, au rămas probabil cu acelea salarii foarte mici, de 20 și de 20 de milioane, când s-a urcat în leau să meargă cu ei în carieră, nu-l mai văzut în carieră de foarte mult timp. Și aia a însemnat, dacă domnul Gole accepta schimbarea în mod democratic, pe statutul pe care îl avea, nu exista acum zmeu. Dar pentru că domnul Golea nu a dorit această schimbare și acolo mă puteți acuza pe mine și asta, la asta mă refer, că aș fi făcut-o din nou, aș fi mers alături de oameni și le-aș fi dat dată certă încă o dată, despre asta mă puteți acuza, despre alte lucruri sunt... Dacă știi că rezultatele sunt aceleași, înseamnă că... Păi vedeți, uite, vedeți că domnul Crăiete este lângă dumneavoastră. Așa. Și eu am fost, ca să vă spun că, deci am în jur de până în 40 de ani. Și exact ce a spus Ciurel la televizor, un, cum să vă explic eu dumneavoastră, un sindicalist înlăit și de greve. Am fost și când a fost 45 de oameni în fața prefecturii și ploia pe noi. Și spunea Ciurel, și să nu vă acuz, iar în direct, că noi suntem plătiți de sindicaliști și suntem niște bețivani, dacă vă aduceți aminte. Eu asta n-am spus și nu o să spun niciodată. Vedeți, asta nu-mi place mie, că dumneavoastră, vă respect funcția care o aveți, că spuneți că sunteți... Nu, dar am spus eu vreodată că sunt bețivi, sindicaliști sau... Ascultați-mă, n-a spus dumneavoastră, dar a fost în clica lui Ciurel și sindicatul s-a rupt FNME și toate ZMEO și toate chestiile astea s-a rupt pentru că știți dumneavoastră mai bine și puteți să-i explicați pe urmă. Domnul Crăiete, lucrez cu domnul Crăiete, eu lucrez, vă spun, în termocentrala Rovinari. Îl știu destul de bine pe domnul Crăiete. Domnul Crăiete nu mă știe pe mine, dar o să-l caut și o să-i spun lucrul ăsta. Dar asta nu-mi place mie, că vă mutați de la un partid la altul, sunteți cu capul sus și noi, oamenii de rând, proștii de jos, rămânem tot proști. Vina ai noștri, pleacă ai voștri și noi rămânem tot ca proștii. Vă mulțumesc. Puteți să-mi dați un răspuns. Și acum vă pot da un răspuns. Să nu-mi spuneți mie că toți oamenii din CEO, sau mă rog, majoritatea care au plecat la ZMEO sau au constituit ZMEO, sunt niște lași, care de frica lui Ciurel și a lui mai nu știu cui, au cedat și au trecut în partea cealaltă. Să nu-mi spuneți lucrul ăsta. Nu. Sunt oameni care au avut nemulțumiri și care, încă o dată vă spun, dacă nu exista o nemulțumire și dacă exista o reformă în cadrul sindicatelor în momentul respectiv, nu avea ce să facă nici Ciurel, nici Rușeț, nici nimeni. Dacă exista o reformă și se accepta o anumită reformare a sindicatului. Vă mai repet încă o dată. Au trecut un an de zile de când nu mai este Ciurel. Da? Nu există schimbări majore. Ceea ce înseamnă că pe undeva, nu le ridic statuie, da, celor care au rămas la ZMEO. Nu spun că poate noi au făcut voia lui Ciurel. Da? Dar nu puteți să acuzați oamenii de la bază că sunt niște lași și că au părăsit o corabie să se urce în alta de frica conducerii. Pentru că eu nu cred lucrul ăsta. Nici măcar eu, care sunt de la FNN, n-aș putea vă spune cred. Asta. Pe dumneavoastră vă pentru cred. Pentru că știți că eu sunt sincer și spun lucrurile. Tocmai de asta. Pavel, cel care a fost cu inițiativa, da. Cumnatul meu lucrează cu el împreună și aflând despre mine, m-a rugat să îi spun lui Golea să facă alegeri. Asta-și doreau acolo. Și, dacă și eu am insistat pe lângă Golea și a zis, mă, încalc statutul. Nu știu dacă îl încălca sau nu îl încălca, dar vă spun, unul ca Pavel nu a
Nu a dorit și nu a avut intenția să se spargă. Numai că au profitat alții de spargere. Eu asta vă spun și de asta. Dar dacă îmi vorbiți de ipocriți, gen Căldărușe. Nu spune că au fost acolo și au fost lideri de sindicat și în, păi, și în vechiul de, de ce le zic eu că sunt ipocriți, domnule? Și atunci, lucrurile astea nu se întâmplau încă o dată. Nadoru, că vă știu ca om sincer. Deci nu se întâmpla dacă toată lumea, tot orice, un organism trebuie să se mai primănească din când în când. Se întâmpla până la urmă, că Ciurel a fost unul dintre artizani și Ciurel ar fi făcut-o oricum. Este, ca să fim sincer până la capăt, se întâmpla o altă variantă, se putea întâmpla o altă variantă. Și eu mă gândesc, când vreau să-i acord circunstanțele lui Golea, mă gândesc la următoarul scenariu. Mă gândesc că poate ar fi fost schimbați după Golea, deci Golea era sigur schimbat pentru că exista Tismenele, Poiana, începuse valul, da? Golea, dacă accepta alegerile, începea cu Răducu și se termina cu el. Dar urma în FNME pentru că existau jilțurile în momentul respectiv și alții care au fost membri marcanți și probabil urmau schimbări și la vârful FNME-ului. Și atunci, probabil, Golea, pentru a proteja, zic eu, când îi caut circunstanțe încă o dată, pentru a proteja acest val, a preferat să sacrifice sindicatul lui și, iată, nu știu câți membri are Marin Golea, da? Vorbim ceva și o singură completare vreau să spun. De restructurările, de reorganizare. Vă spun că sunt de atâția ani în sindicat. O să vă aduc contract colectiv de muncă. Contract colectiv de muncă la Complex Energetic Oltenia, în care artizanii au fost Golea și Mitrescu, așa cum sunt ei, cum sunt blamați. Încă o dată spun, nu, eu unul, dacă aș fi, nu aș avea ce căuta la fotbal, nu m-aș duce. Eu unul sunt printre oamenii care spun, ai încălcat legea? Se demonstrează Popa șapcă, tată. Că ți aducem pentru lucrurile bune care le-ai făcut, să aducem covrigei, nu-ți face probleme. Să trecem la disponibilizări? La organigram asta, ce așteptări aveți la organigram? Păi, pleacă Tesa, rămâne Tesa? Exact, avem așteptările pe care le-a spus și domnul Boza, că rolul ei este de a face să dispară băgătorii de seamă. Și vă dau una bună, domnul Claudiu Matei. Dumneavoastră știți că există persoane în această companie care primesc spor de conducere și nu au niciun om în subordine? Da, asta este o faptă care ar trebui pedepsită de lege. Verificat. Dumneavoastră știți că la o anumită carieră există 26 de economiști? Bine, asta este o absurditate a... Încadrați ca economiști? A grilelor, a organigramei. La jilț. A spus-o dumneavoastră, nu vreau să spun. Știți că sunt 26 de auditori? Știți într-o multinațională, cum am interesat și eu că firma lucrează într-o multinațională, știți câți auditori au? Păi organigrama simplificată, au că 3. Altfel... 3. Și știți câte nereguli se întâmplă în sistem și auditorii ăștia poate nu le sesizează? Știți că avem ingineri, și fiind la CEO au clase de ingineri, că ne mă întrebați de une bani pentru oamenii ăștia de jos, care au rolul de a urmări prin GPS anumite mașini și după kilometri parcurși după GPS estimează ei consumul și după aia verifică dacă bate cu foaia de parcurs a respectivului. Trebuia facultate pentru asta? Trebuia salariul de... Mașina n-au și ele un consum. De ce o gară? Domnilor, vreau să vă și spun... Și pentru oamenii... Suntem chiar la finalul emisiunii, pe foarte, foarte important. Din punctul meu de vedere... Uitați-vă în ochii de la spectator. Din punctul meu de vedere, da. Mai ales că fac candida în curând. Sindicatele nu vor obține nimic în urma negocierilor contractului colectiv de muncă și asta o să priceapă dumneavoastră la început, chiar de la începutul negocierilor. Nu o să obține nimic și mai vorbim după ce se termină negocierile, vedem dacă unii își dau demisia sau dacă minerii... Ce să-și dea demisia, domnule? Spune la minerii și energeticieni, spulberați-i, bă, pe haldă exact, cu ei. Dacă minerii sau energeticienii vor avea curajul de data asta să-i schimbe, să provoace schimbări la nivelul, nu știu, secțiilor, ce sunt acolo, departamente și așa mai departe. Și o ultimă chestiune pe care vreau să o spun în această seară este că încă o dată cred că contează foarte mult vizita aceasta a ambasadorului Poloniei în Gorj. Vizita de astăzi a ambasadorului Poloniei în Gorj are o anumită semnificație. Cum a ajuns
ambasadorul Poloniei la Târgu Jiu, la întâlnirea cu autoritățile locale și județene și cu managerul complexului energetic Oltenia. Și o să vedem în zilele, în săptămânile următoare, dacă vom primi și alte explicații în urma discuțiilor pe care le-au avut autoritățile județene sau domnul manager Boza cu domnul ambasador al Republicii Polone în România. Completând tablou, spunând că presa a fost dată afară de la discuții. Tocmai ca să nu asculte în ce această idee am insistat. Suntem chiar la aspectul ăsta. Chiar la finalul, ca să completez tablou, am introdus și informația aceasta. Am încheiat emisiunea din această seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatori. Să nu încheiem totuși până nu vă comunic faptul că am încercat să-l sunăm și pe domnul Eugen Iovan, nu a răspuns la telefon. Poate în zilele poate în zilele următoare invitația este deschisă. Rămâneți cu Tele3, numai bine.